Salut și bine te-am regăsit la Study English with Diana. Săptămâna aceasta avem Class 7. 7! Îți mulțumesc că ești iar alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă îți place contentul meu, dacă îți plac clasele mele, te invit să dai un thumbs up acestui clip, să dai subscribe și să nu uiți de acel clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când postez un clip nou. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, nu-mi rămâne decât să-ți spun welcome, welcome, welcome! Mă bucur enorm să te am aici. Dacă acest clip îl vezi prima dată, te rog frumos să încep cu Class 1, pentru că spun asta la începutul fiecărui clip, clădesc pe baza claselor anterioare și fiecare clasă se leagă cu anterioara. Ca și data trecută, am aici o cană cu cafea, mai iau o gură de aici, freshly brewed, proaspăt măcinată, și scrie aici have a nice day. Have a nice day și noi have a nice Study English with Diana, class number 7. Are you ready? La fel ca și săptămâna trecută, mi-am făcut o schiță, am scris de mână de data aceasta, tot pentru a mă asigura că nu uit nimic. Și clasa de astăzi, la fel ca și cea de săptămâna trecută, se axează pe îmbogățirea vocabularului. Vreau să vă spun două cuvinte înainte de a începe. De ce aleg să fac aceste clase care se axează pe îmbogățirea vocabularului? Pentru că, după ce terminăm cu aceste clase, terminăm vorba vine. După ce terminăm ceea ce mi-am propus eu să facem, urmează să predau câteva clase de gramatică și mai apoi vom ajunge într-un punct în care noi, tu, vei putea formula propoziții în limba engleză de la A la Z. Vei vedea că va fi un super moment pentru tine și vei avea o satisfacție aparte, așa că să zicem că de la un nivel 0 ai ajuns în punctul în care poți să faci propoziții. Pentru mine nu este greu, dar pentru tine ar fi greu să mă apuc acum să scriu propoziții pe tablă, ok? Și să tot scriu aici înșiruire de cuvinte noi, înșiruire de cuvinte noi. Dimpotrivă, nu vreau să fac asta. Vreau să predau acum cuvinte pe care, te rog frumos, ai datoria să le înveți și mai apoi, când vom ajunge la momentul în care vom formula propoziții împreună, tu vei ști deja cuvintele. Și ne vom folosi exact de aceste cuvinte din aceste clase de îmbogățire a vocabularului în propozițiile pe care le vom crea. Că mai apoi vom avea iar clase în care vom învăța cuvinte noi peste cuvinte noi. Da, foarte adevărat. Însă, deocamdată, trebuie să avem cuvinte ca să creăm propoziții. Așa că, repet, răbdare, răbdare, cu răbdarea treci și marea. Astăzi mi-am propus să discutăm despre culori. Și evident că nu o să vă predau culorile de bază, ci am aici și alte nuanțe, nu pe care nu le întâlniți, pentru că, să ne înțelegem, eu am aici, să văd, eu am aici 40 de culori, dar știți și voi, culori și nuanțe sunt cu sutele, da? Am ales doar cele pe care le întâlnim și cele care sunt, vorba mea, de finețe, pe care mi-ar plăcea foarte mult să le știți. Ok, și întorci o pagină nouă, îți iei instrumentele tale preferate de scris, ca de obicei. Uite, îmi iau și eu roșu și undeva în stânga sus scriem Class 7. Spun asta de fiecare dată, dar serios, Class 7 pentru mine este ceva wow. O să scriu aici în partea de sus pentru a-mi rămâne cât mai mult loc liber pe tablă. Ok. Și pentru că voi încerca de fiecare dată când pot, în predarea unei lecții noi, să mă leg de lecțiile trecute, de dragul recapitulării, să știți că voi face asta și voi scrie aici colours, colours, și acesta este momentul în care încep să scrii și tu, și voi scrie aici the colours. Te rog frumos să spui traducerea pe limba română. Colors, fără dă în față, se referă la oricare, da? Oricare. Și atunci cum am traduce? Sper că tu acasă ai spus. Culori. Culori, da? La modul general. The colors, spune tu. Sper că ai spus culorile. Mi-am dorit încă o dată să subliniez diferența de și fără de. Colors, oricare culoare din lume, da, spuneam că sunt cu sutele culori, nuanțe, și the colors, culorile, adică culorile, cele 40 la care noi facem referire astăzi.
Mai departe, înainte de a începe, vreau să vă mai spun un lucru. Scrie, te rog frumos cu mine așa. Color, color și scrie C-O-L-O-R. Știți că eu mereu vă spun, atunci când avem diferențe în engleza britanică și engleza americană. Color este British English, engleza britanică, și color este American English. Și repet ceea ce spun de fiecare dată. Este corect și color și este corect și color. Dacă într-un text vezi color, British English, știi automat. Dacă în text vezi color, știi că e American English. Perfect, corect, oricare. Și bineînțeles, culoare, culoare. Da? Am vrut să spun asta din capul locului pentru că este foarte posibil, foarte posibil. Eu am întâlnit de N ori. Color sau color. Vreau să știți. Ambele corecte, British English, American English. Și acum, pentru că am stabilit asta, trecem mai departe și pentru că îmi place de fiecare dată să spun măcar un detaliu de cultură generală, știința culorii se numește cromatică. Dacă dorești, poți să scrii undeva aici în caietul tău. Eu nu voi scrie, dar am ținut să precizez asta, știința culorii cromatică. Să știm, de ce nu? Ok, voi șterge, la tine în caiet va rămâne. Te rog frumos, toate culorile pe care o să le trecem în revistă, să le scrii una sub cealaltă. O culoare, cealaltă culoare și tot așa, da? Pentru că astfel, ceea ce îmi doresc eu, de ce spun detaliile acestea? Pentru că îmi doresc să ai un caiet aerisit, îmi doresc să ai un caiet în care va fi ușor să găsești absolut orice informație. Dacă tu pe o pagină le înghesui pe toate 40, da, se poate, sigur că se poate. Dar de ce ai face asta? Vrei să fie totul frumos, aerisit? Și după cum îmi spunea mama mea când eram în clasele 1-4, nu facem economie la caiet. Numărul 1. De data aceasta voi scrie cu negru, pentru că mi se pare că această cariocă albastră cumva nu mai are aceeași intensitate și ultimul lucru pe care îl vreau e să nu se vadă ceva ce scriu pe tablă. La number 1 avem așa. Știu că suntem la culori, dar hai să vedem și transparent, da? Transparent. Asta vreau neapărat să subliniez, că se scrie ca în limba română, transparent, dar pronunția este transparent, însă știți voi, după ce scriu o tablă, reluăm pronunția. Scrii și tu, transparent, transparent, egal transparent. Mi-am dorit să știți și asta, transparent, da? Este pronunția. Scriem foarte ușor, pronunțăm pompos, aș spune eu. Și trecem la 2. White, W-H-I-T-E, egal alb. Da? Nimic de precizat aici, simplu ca bună ziua. 3. Beige, B-E-I-G-E, beige. Da? Știți voi culoarea beige. Bun. Mergem la 4. Eu aici, în stânga, o să vă pun și câteva poze cu diferitele culori pentru a înțelege exact fiecare ce nuanță are și o să încerc să le pun, ca și data trecută când v-am prezentat animalele, v-am pus squirrel și chipmunk, așa, una lângă cealaltă, pentru a vedea diferența, așa voi face la câteva culori. Hai să vedem, la 4 avem antique white, alb antic. A-N-T-I-Q-U-E W-H-I-T-E, care este alb antic. Este o culoare care mie personal îmi place foarte mult. La 5 am pus ivory, care este fildeș, da? I-V-O-R-Y fildeș. Foarte elegantă această culoare și știți voi? Elefanții au fildeș. Așa, la 6 avem o mică povestioară. Avem gri. Și scriu aici. Lasă puțin spațiu și tu, te rog frumos. Și scrie așa. G, R, A, Y
și scrie dedesubt, tot așa, cu spațiu, G, R, E, Y. Subliniem A, subliniem E. Și traducerea este gri, bineînțeles. Nu este o mare filozofie. Care formă este corectă? Exact aceeași poveste ca la începutul clasei. American English, British English. Cu A este engleza americană și cu E este engleza britanică. Aceeași poveste. Dacă vezi cu A, să știi că este corect, nu este o greșeală de tipar, este engleza americană. Dacă vezi cu E, engleză britanică și iarăși o formă perfect corectă. Da? Bun, mergem mai departe. La 7 este silver, da? Care este argintiu. Argintiu. Bun, și silver ca și material, da, este argint, da? 8. La 8 am pregătit așa, black, da? B, L, A, C, K, care este negru. Ok, la 9 am pregătit roșu. 9. R, E, D, egal roșu. Da? Ok, la 10 avem salmon. S-A-L-M-O-N, care este somon, culoarea somonului, da? Bun. Este o culoare frumoasă, elegantă, îmi place și aceasta. Și la 11, o culoare pe care eu nu o agrez în mod obișnuit, să zic așa, adică mă feresc să port culoarea asta, nu-mi place. Coral. C-O-R-A-L, egal corai, da? Și am scris aici câteva extra info. Roșu cu nuanțe de galben. Așa scria pe net, da? Iarăși am căutat aceste poze și am intrat pe fel și fel de linkuri și am aflat fel și fel de informații pe care aleg să le împărtășesc cu voi, pentru că de ce nu? Repet, nu există conceptul de prea multă cultură generală. La 12 avem Indian Red. Indian. Voi lăsa și cu Indian Red o poză, roșu indian. Veți vedea exact poza și veți recunoaște și veți asocia cu India această nuanță de roșu. Mai apoi avem la 13, asta este chiar de finețe, crimson, care este un roșu intens. C-R-I-M-S-O-N. Roșu intens. Alegând o poză pentru acest crimson, am văzut exact care este, deși mai auzisem, da, mai auzisem, însă nu știam exact care este nuanța, dar acum am căutat nuanța pe net, este o super nuanță de roșu. Bine, eu și roșu. Mie îmi place roșu foarte mult și voi știți asta. Este o excepție că astăzi n-am roșu pe buze, m-am gândit să-mi pun altceva. Deci crimson este un roșu intens și mi-a mai scris așa. Roșu puternic înclină spre mov. Foarte interesant. Așa. La 14 avem fire brick. F-I-R-E-B-R-I-C-K. Da? F-I-R-E, fire, înseamnă foc de sine stătător. B-R-I-C-K, brick, înseamnă cărămidă. Da? Și eu am scris aici că fire brick înseamnă cărămidă, dar mi-am scris în paranteză cărămiziu, pentru că noi în limba română vorbită curentă mai spunem și așa, da? Deci fire brick, motamo tradus, este cărămidă, adică culoarea cărămizii, adică voi scrie eu aici cărămiziu. Ok? Și mergem mai departe. La 15 am pregătit pink. Uite, voi scrie aici, 15, P-I-N-K, evident, roz, da? Și la 16 am pregătit hot pink, H-O-T-P-I-N-K, care este roz aprins. Vă voi lăsa o poză pentru a vedea exact cum este acest roz aprins. Hot, egal, fierbinte. Forma de bază, da? Și egal,
picant. Deci, dacă dorești să spui că un sos, care este sauce, S-A-U-C-E, sauce, da? Pe engleză, că este picant, hot sauce. M-am gândit că este bine să știți și asta. Învățăm un cuvânt, ne mai legăm de alte înțelesuri și uite așa ne îmbogățim vocabularul. La 17 am pregătit orange, O-R-A-N-C-E, nu cred că mai este necesar să spun că înseamnă și portocală, dar eu totuși o voi spune portocaliu. Orange, portocaliu sau portocală, evident, depinde de context. Orange, portocaliu, este adjectiv. Apropo, acestea toate sunt adjective, da? Pot să scriu aici A, D, J, adjective, da? Și portocală, o portocală, două portocale, este substantiv, adică noun. La 18 am pregătit yellow, Y-E-L-L-O-W, galben. Nimic de spus aici, trecem mai departe. Am pregătit la 19 o culoare pe care eu, în ultimul timp, o ador. Khaki. K-H-A-K-I. Khaki. În românește se scrie K-A-K-I. Da? Avem în engleză acest H care este în plus. La 20, dacă avem silver, avem și gold, care este auriu. Iarăși, dacă ne referim la material, da, este aur. Bun, la 21 am pregătit așa, brown, care este maro. B-R-O-W-N, care este maro. Nimic interesant, nimic de spus. La 22 avem chocolate, da? C-H-O-C-O-L-A-T-E, chocolate, cocolate, așa învățam eu când eram mică, niciodată nu m-am gândit că se scrie C-H-O-C-O-L-A-T-E, nu, era cocolate, așa, ciocolată, da? La 23 am pregătit maroon. M-A-R-O-O-N, care este castaniu pe limba română. O super culoare și aceasta îmi place foarte mult. La 24 avem umilul verde. G-R-E-E-N, care este verde. Ok? Și la 25 am pregătit pale green. P-A-L-E, alt cuvânt, G-R-E-E-N, care este verde palid. Este așa un verde mai șters, da? După cum spune și cuvântul palid. La 26 am pregătit lime, L-I-M-E. Știți voi acele lămâi verzi? Și în limba română se spune lime sau lămâie verde, da? Ok, uite că am mai trecut o foaie și la 27 stăm încă în sfera nuanțelor de verde, am pregătit O-L-I-V-E, olive, green. Olive, simplu, este măslină, bănuiesc că știați asta sau poate nu, așa că voi nota aici, olive, O-L-I-V-E, măslină. Și O-L-I-V-E, O-I-L, două cuvinte separate, olive oil, ulei de măsline. Ok, bun. Și este verde măslin sau, în limba română, poate ai mai auzit ceva, poate ai mai auzit pe cineva pronunțând măsliniu, verde măslin. Ok? La 28 avem o nuanță de verde care este îndrăgită de aproape toată lumea. Adică eu n-am întâlnit o persoană care să nu iubească eleganța verdelui smarald. E-M-E-R-A-L-D, green. Emerald green.
verde, smarald. Ok? Și la 29 avem jade, care este jad, da? J-A-D-E, care este jad. Vă voi pune poză și cu Emerald Green și cu Jade pentru a vedea exact diferența dintre ele. Ok, și pentru că după această culoare, după Jade, la numărul 30 urmează albastru și nuanțe de albastru, aleg să mă opresc momentan aici. Nu șterg tabla, nu trecem mai departe până ce nu mă duc mai aproape de cameră pentru microfonul care e sub și pronunț încă o dată toate aceste culori, nuanțe, da? Și rugămintea mea, ca de obicei, în paranteză dreaptă, scrii pronunția. Dacă ți se pare ceva mai complicat, te rog frumos să scrii. Dacă nu ți se pare complicat, dar ai cumva un sentiment că totuși vei uita și este bine să rămână scris, scrie acum că îți vei mulțumi mai târziu. Ok? Și let's go! Vin mai aproape și începem. Transparent, white, beige, antique white, ivory, grey, grey, nu diferă pronunția indiferent că scriem cu A sau cu E, silver, black, red, salmon, coral, Indian red, crimson, fire brick, pink, hot pink, orange, yellow, khaki, gold, brown, chocolate, maroon, avem 2 de O, adică avem o pronunție mai lungă, maroon, green, pale green, lime, olive green, emerald green, jade. Aceasta este prima parte, da? Și mai avem încă 11, puțin. Și uitându-mă pe tablă, aici, varianta din limba română este K-O-R-A-I. Am scris un A foarte ciudat care semăna cu E, așa că aleg să rescriu. Coral, corai în limba română, da? Am zis eu că nu scriu prea frumos, dar deocamdată nu s-a plâns nimeni de scrisul meu, nici unul dintre voi nu mi-a scris: hei, Diana, poate ai putea să scrii mai frumos, dar acest A era mai departe de A și mai aproape de E. Ok, șterg tabla și scriem ultimele 11. Ok, și pentru că la 14 v-am spus totuși câteva cuvinte, două, fire și brick, aleg să le scriu aici. F-I-R-E, care este foc, B-R-I-C, capa, cărămidă. Când am șters tabla, m-am gândit că nu șterg partea aceasta, mai adăugăm câteva cuvinte și la final veți vedea, învățând un lucru, câte cuvinte am mai putut adăuga. Când am scris primul set, la 19, am scris khaki și nu am zis pronunția între timp ce am scris culoarea, nuanța de verde, khaki, da? Acum, ok, la 30 avem blue, B-L-U-E, albastru. Foarte multă lume iubește această culoare, sincer, o ador și eu. Atunci când mă gândesc la albastru, îmi vine în minte un cer senin de primăvară sau de vară și mă gândesc la delfin. Acolo este sufletul meu. La 31 avem turquoise, adică turcoaz. Și se scrie așa, T-U-R-Q-U-O-I-S-E, turcoaz. Această nuanță de albastru se scrie pompos și se pronunță pompos, da? La 32 am pregătit aqua. A-Q-U-A. Am căutat, la fel pe limba română, avem această culoare, această nuanță de albastru, aqua, și este o culoare acvatică. Culoare acvatică. Am văzut acest detaliu pe net și m-am gândit să vă spun și vouă. Turquoise și aqua sunt culori asemănătoare, însă eu le voi pune într-o poză, una lângă cealaltă, pentru a vedea exact diferența dintre ele, pentru că este foarte ușor de observat. Mai apoi,
La 33 avem Royal Blue. R-O-Y-A-L-B-L-U-E. Atenție, este albastru regal și nu albastru royal. Albastru regal. Iar la 34 am pregătit Navy Blue, N-A-V-Y, B-L-U-E, care este albastru marin. Albastru marin. Voi pune o poză atât pentru Royal Blue, cât și pentru Navy Blue și o poză cu Royal și Navy pentru a vedea diferența dintre aceste nuanțe de albastru. Personal, dacă ar fi vreodată să aleg între Royal Blue sau Navy Blue, aș alege mereu acest Royal Blue pentru că, în opinia mea, este eleganța întruchipată. Da? Și mergem mai departe. La 35 am pregătit pentru noi astăzi albastrul miezului nopții. Da? Midnight, midnight. Este un cuvânt pe care voi deja trebuia să îl știți. Midnight, miezul nopții, da? Țineți minte când am învățat momentele zilei, au fost 10 la număr și printre acele 10 momente ale zilei s-a numărat și acest midnight. Midnight blue, B-L-U-E. Albastrul miezului nopții. Pe net scria așa, un albastru închis aproape negru. Vă voi pune poză și veți vedea exact care nuanță de albastru este aceasta. Mai apoi, la 36, avem purple, P-U-R-P-L-E, care este mov. Și avem la 37, violet, violet, foarte ușoară scriere, pentru că se scrie, precum scriem în limba română, violet. Acum, purple nu este la fel cu violet și puteți vedea în poză exact diferența dintre ele. Mai apoi, la 38, avem lavender. Lavender. Culoarea lavandă este o culoare foarte populară în ultimul timp. Port și eu foarte mult acest lavender în ultimul timp. Lavender, lavandă, culoarea lavandei, da? Cu toții o știm. La 39 am pregătit fuchsia. F-U-C-H-S-I-A, care este fucsia. Pe net scrie așa, roșu violaceu și această culoare vine de la floare. Avem o floare, fucsia sau fucsie. O să vă las poză și cu floarea, este foarte frumoasă, da? Și la 40 am pregătit indigo. Indigo, se scrie exact cum scriem în limba română, indigo. Evident, diferă pronunția indigo, da? Acum, am terminat cu cele 40 de culori, nuanțe pe care le-am pregătit pentru noi pe ziua de astăzi. Reluăm pronunția, după cum deja știți, și te rog frumos, în paranteză dreaptă, oriunde consider necesar, scrii exact așa cum se aude. Nu paranteză rotundă, să vă spun, și teacher-a mea mereu ne ruga să scriem pronunția în paranteză dreaptă. Sincer, la viața mea, de fiecare dată când am scris ceva în paranteză, de multe ori mi s-a întâmplat să ignor ceea ce am scris în paranteză rotundă. Nu știu de ce, însă atunci când văd o paranteză dreaptă, parcă îmi sare în ochi și mereu citesc ce am scris acolo. Da? Ok, vin mai aproape de microfon și hai să vedem ultima serie, da? Blue, turquoise, aqua, royal blue, navy blue, midnight blue, purple, violet, lavender, fuchsia și indigo. Ok? Și acum, hai să reluăm, înainte de a trece mai departe, toate culorile și nuanțele pe care le-am pregătit și te rog frumos, acasă, tu să pronunți totul odată cu mine. Da? Ok. Să-mi aranjez foile. O secundă. Gata. Ești pregătit? Ești pregătită? Hai! Transparent, white, beige, antique white, ivory, grey, indiferent că este American sau British English, silver,
black, red, salmon, coral, Indian red, crimson, fire brick, pink, hot pink, orange, yellow, khaki, gold, brown, chocolate, maroon, green, pale green, lime, olive green, emerald green, jade, blue, turquoise, aqua, royal blue, navy blue, midnight blue, purple, violet, lavender, fuchsia, indigo. Acestea sunt. Acum, la fel ca în limba română și în limba engleză, spunem albastru deschis, albastru închis. Roșu deschis, roșu închis. Roz deschis, roz închis. Eu știu că voi știți deja că open este deschis și closed este închis, însă să vedem, se aplică cuvintele acestea și atunci când vorbim despre culori? Da sau nu? Și poți să scrii open, open, de ce nu? De ce să nu scriem? Deschis. Closed, closed, înseamnă închis, cum vedem și la magazine, da? Și close, close, înseamnă aproape. Bun, dar atunci când vrem să spunem albastru deschis, albastru închis, roșu deschis, roșu închis și așa mai departe, folosim light. L-I-G-H-T pentru deschis și dark, D-A-R-K pentru închis. Deci, vă dau un singur exemplu pentru că se aplică la absolut orice nuanță, orice culoare. Light, L-I-G-H-T, B-L-U-E, albastru deschis. Albastru deschis. Da? Și dark blue, D-A-R-K, B-L-U-E, este albastru închis. Este foarte simplu, dar este o chestiune de finețe pentru că eu am văzut open blue sau closed blue de prea multe ori. Da? Și light. Hai să revenim aici la lista noastră cu cuvinte. L-I-G-H-T, lumină. Sunt ferm convinsă că deja asta știați. T-U, tu, L-I-G-H-T și voi scrie în paranteză U-P, to light up sau to light, a aprinde. Ce putem aprinde? Vă vine în minte o lumânare. Cum spunem lumânare în limba engleză? Candle, C-A-N-D-L-E, lumânare. Lumânare. E foarte mișto chestia asta că un cuvânt în funcție de context poate să aibă un înțeles sau altul. Pentru că tu înveți light și înveți și un verb și alte două cuvinte și așa mai departe, da? Dark. Dark este așa. Întunecos. Și este adjectiv, da? De exemplu, a dark house, o casă întunecoasă. Dacă vrem noun, care este substantiv, N-O-U-N, avem darkness, care este întuneric, D-A-R-K, și mai adaugi N-E-S-S la final și este întuneric. Bun, și acum despre light mai vreau să vă spun ceva. Îl voi scrie aici, L-I-G-H-T, mai are sensul de ușor. Dar foarte important este, semnul exclamării, greutate, atunci când vorbim despre greutate. Nu când vorbim că ceva este ușor de făcut. Greutatea este una, faptul că ceva este ușor de făcut este complet alta. De exemplu, a light bag înseamnă o geantă ușoară, da? O geantă care nu are prea multe lucrușoare în ea. Rară floare la noi, la fete, da? Light, ușor, nu, subliniez, nu când vrem să spunem că ceva este ușor de făcut. Acolo este easy, este altceva, dar asta este o poveste pentru altă dată. Nu ne extindem în explicații prea mult. Light, ușor, când vine vorba de
greutate și este în engleză. Light as a feather. L-I-G-H-T A-S-E F-E-A-T-H-E-R Light as a feather. Ușor ca o pană. Ușor ca o pană. Dacă țineți minte acest exemplu, vă veți aduce aminte de fiecare dată. Light, ușor, dar atunci când vorbim de greutate, da? O pană este ușoară, ușurică de tot, da? Light as a feather, ușor ca o pană. Pot să folosesc această expresie, light as a feather, și atunci când vreau să subliniez faptul că m-am simțit ușurat. Am aflat adevărul și m-am simțit ușor ca o pană, da? Bun, și acum șterg, pentru că mai am o singură chestie să vă spun. Și ultimul aspect pe care vreau să-l atingem astăzi, toată clasa am vorbit. Culori sau nuanțe, culori sau nuanțe, culori sau nuanțe, culoare, color, color sau color. American English sau British English, nu contează, ambele forme corecte. Dar am mai spus și nuanțe. Cum este nuanță? Scriu aici mare frumos, S-H-A-D-E, când vine vorba de culor, nuanță. Cum spunem o nuanță de? Scriu aici, așa. A, articolele a sau în. S, consoană toată ziua, bună ziua. A, o, nuanță, of, de. A shade of și pronunția, dacă vrei, te rog frumos să o scrii aici, sh-e-i-d, da? Exact așa o scriu, cum se aude pe românește, să-ți fie cât se poate de ușor. A shade of și aici tu scrii culoarea la care faci referință. Și atunci avem a shade of blue, o nuanță de albastru. A shade of red, o nuanță de roșu. A shade of yellow, o nuanță de galben. Și așa mai departe. În alt context, cuvântul shade, îl scriu aici, înseamnă umbră. Da? Dar acesta nu este contextul nostru. Astăzi noi vorbim despre culori și atunci când vorbim despre culori, shade, nuanță, da? Vreau să știți să spuneți o nuanță de shade. A shade of și aici scrii culoarea la care faci tu referire. Îți mulțumesc mult că ai rămas alături de mine până la final. Pe săptămâna viitoare ce poți să faci tu? Să repeți class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și poți să spui pe litere culorile, nuanțele. Poți să faci tot ceea ce crezi tu că te ajută pe tine să fii mai bun de la o săptămână la alta și nu uita, investiția cea mai sigură este investiția pe care o faci în tine însăți. Nu uita să dai thumbs up acestui clip dacă ți-a plăcut, să dai subscribe canalului meu de YouTube și să apeși clopoțelul acela pentru a afla de fiecare dată când postez un clip nou, YouTube îți trimite notificare. Dacă ți-a plăcut acest Class 7, împărtășește-l cu cineva drag ție, trimite vorba mai departe. Study English with Diana Class 7 se încheie aici. Nu mă rămâne decât să-ți spun că ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clas. Până atunci, spor la muncă, aștept poză cu caietul tău pe contul meu de Instagram, Diana Dobraș Oficial, unde știți deja că ne vedem în fiecare zi.